Cumpane Manuela, Colegiul Național Gheorghe Șincai, concurs de matematică aplicată. Astăzi a avut loc în sala de festivități a unui local din Baia Mare, Gala Olimpicilor Maramureșeni. Un eveniment organizat și în acest an sub egida Consiliului Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Pentru distincțiile, medaliile și premiile speciale obținute la olimpiadele și concursurile școlare, 409 elevi și 315 profesori care i-au pregătit au fost premiați. 200.000 de lei au fost alocați de administrația județeană în acest sens. Observăm că această creștere a noastră este răsplătită și sunt câțiva ani. Începuturile au fost modeste și am observat de la an la an o creștere și la Consiliul Județean, care s-a organizat tot mai bine, care a făcut ca munca voastră să fie tot mai vizibilă, iar premiile anul acesta, pot să vă spun că sunt aproape la nivel dublu față de cele de anul trecut. Mă bucur că la nivelul Consiliului Județean Maramureș, toți consilierii județeni au reușit să înțeleagă, cel puțin acest mandat, în ultimii 4 ani de zile, importanța învățământului maramureșean. Am reușit să sprijinim fiecare cerere de finanțare a Inspectoratului Școlar Județean și sper că și în continuare vom face acest lucru. Vă felicităm, ne cerem scuze pentru că sala este neîncăpătoare, dar acesta este meritul dumneavoastră pentru că ați obținut foarte mulți rezultate bune. Nu este nimic mai frumos pe lumea asta decât să poți fi dăruit de la Dumnezeu cu aceste capacități intelectuale, care e partea superioară a noastră ca și creația lui Dumnezeu, creierul, mintea noastră, și latinii așa ne-au lăsat moștenire. Potrivit informațiilor Consiliului Județean Maramureș, olimpiadele și concursurile județene pentru care s-au acordat stimulente financiare au fost propuse de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Tot ISJ a propus cuantumurile stimulentelor financiare, făcându-se mențiunea că premiile acordate cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea elevilor au avut aceeași valoare cu stimulentele acordate olimpicilor. Iar în situația în care un elev sau un cadru didactic a obținut premii la mai multe concursuri, s-a acordat un singur stimulent, cel cu valoarea cea mai mare.